Jocuri de lumină, ateliere de pictură și jonglerii, cu asta au fost așteptați bucureștenii în Parcul Carol. Peste 1000 de cercetași din cadrul Organizației Naționale Cercetașii României au pregătit parcul pentru Festivalul Luminii. Redescoperă frumusețea lucrurilor mărunte, este motoul sub care echipele de cercetași au aprins gulguțe spre bucuria trecătorilor. Este pentru al nouălea an consecutiv se organizează Festivalul Luminii. Este o foarte bună ocazie pentru bucureșteni de a cunoaște efervescența mișcării cercetășești, să ia contact așa la cald, deși e cam răcoric afară, cu ceea ce fac cercetași. Peste 10.000 de oameni au participat anul acesta la atelierele organizate de cercetași.